Sună la 6. Trebuie să vă întâlniți. Încă vă mai iubiți? Da, așa e, să știm. Mă bucur că ești de acord. Spune-mi, Anca, ce te-a făcut să te schimbi în tot acest timp? Ce am greșit? Costin, nu e vorba despre tine, e vorba despre noi. Ce? Să-și beau din acolo. Nu știu cred că de sete mie mă duc la fel de mult de sol. Dau foarte. Da. Aș putea să mă gândesc la asta. Și acum am putea. Știi ce? Hai mai bine în casă. Anca, mi-am dat seama că am fost un pic prea sensibil în dubla cealaltă. Mă o să fiu un pic mai direct. Mă spart de tine pentru că nu mai țin la tine. Deloc. Nu, serios, deloc. Pur și simplu. Așa, cum se aud, deloc. Crezi? Mă despart, nu mai merg nici! Deci nu mai merg nici, nici tu. Tu nu mai merg. Mi amor! Mi amor! Mi amor! Anca, mi-am uitat cheile. Mă, chestia aceasta nu înțeleg niciun. Cum o? Tu cine ești, mă? Jorj! Tu cine ești, mă? Ce vrei? Ce ai, mă, cu băiatul meu? Mulțumesc, mămică! Nu știu să vă spun continuarea poveștii, dar destinele lor au fost sortite tragediei din prima zi când s-au cunoscut. Costin a murit, la fel și soția sa, Anca. Însă Jorj și mama lui au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.